Cu piciorul sau cu căruța, oamenii au trecut de zeci de ani printr-un pârâu. Proprietățile lor sunt despărțite de firul apei și nu au fost puține cazurile când pârâul a ieșit dintre maluri și s-a năpustit asupra gospodăriilor și terenurilor. Până acum câțiva ani, pârâul nu avea niciun nume, motiv pentru care administrația publică locală l-a botezat Vadova, după numele unei firme din apropiere. Un pod, executat de curând în capătul drumului, a agitat spiritele, mai ales după ce s-a adâncit albia pârâului. A fost tubul ăla, dacă îl văzurăți mai devale, de când s-a făcut început calea ferată pe aici. Și era înfipt în pământ. Nu trebuia decât să facă o culeie ca să intre apa ca lumea. Că acum, cu vreo 2-3 ani în urmă, a venit mare iară. Și când vine, a venit și pe aici a intrat valea asta. Noi aici am stat. Mă pricep foarte bine că de câte ori am stătut aici, suntem născuți aici. Deci tubul ăla care era, de cât atât niște aripi pe aia, ca să vină lărger puțin la gură. Acum, ce să mai facem? Să umple din nou găurile astea la nivelul ăsta care e aici și pragul ăsta de aici să-l facă mai înalt ca un fel de cascadă. Ducem la școală. În cizme de cauciuc și cu nămol, domn primar a pus acolo parchet, ne-a făcut toate condițiile la școală, avem băi, avem ghiuvete, deci copiii au toate condițiile. Și eu ca bunică să mă duc plină de nămol cu cizme de cauciuc să duc copilul. Bugetul anului 2016 sunt prevăzute dalarea malurilor și betonarea porțiunii de deasupra pârâului. Se lucrează în continuare pentru a face și canalizare. Deci apa care trece pe acest pârâu să fie canalizat, să facem și un drum de acces. Deasupra, betonat, să poată să treacă oamenii. Să poate să circule în condiții normale. Așa că noi nu putem să ne apucăm să facem ceva care să nu fie folositor acestor case, care dintotdeauna așa a fost. A fost un pârâu care s-a circulat. Dar noi vrem să-l facem și anul ăsta va fi, să zic așa, în maxim 2 luni de zile, va fi început și chiar terminat această vale. Noi avem în discuție, am avut aici, am adus topometriști pentru o ridicare topo, în vederea întocmirii unui proiect tehnic pentru a reguraliza această vale și sigur a face-o și circulabilă pentru cetățenii din această zonă, pentru că nu au altă cale de acces. Lucrul ăsta se va întâmpla în următoarea perioadă, cum v-a spus și domnul primar. Noi avem ceva sume prinse în buget, dar cred că nu sunt de ajuns pentru a face o astfel de investiție, dar facem în așa fel încât să începem lucrarea, să facem rost de bani pentru a interveni în această zonă, în așa fel încât cetățenii de aici să aibă într-adevăr și dânsii o cale de acces, așa cum ar fi normal să aibă, și sigur se va întâmpla în următoarea perioadă acest lucru. Chiar dacă oamenii sunt neîncrezători, în acest an vor începe lucrările de modernizare a pârâului Năbădăios.